Bună ziua tuturor! Sunt Arotela, de asta dată nu cu o prezentare, nu cu o etalare, ci cu totul altceva. Vin în fața voastră să vă povestesc ce îmi place la fiecare zodie, pentru că am fost acuzată de-a lungul timpului că, vai, am ceva cu zodie, ba cu gemenii, ba cu vărsătorii, ba cu balanțele, ba cu taurii, ba cu, eu știu, depinde cum a fost predicția sau poate predicția respectivă a fost pentru un grup restrâns și majoritatea, eu știu, în acea perioadă nu s-au regăsit, că se poate întâmpla, în fine, situații. Sau poate unii oameni, nu poate, cu siguranță și din păcate, ar fi bine să nu faceți, cei care ascultați greșeala asta, au luat lucrurile, sfaturile sau criticile, pentru că mai facem și critică. Nu suntem aici doar să vă lăudăm, să vă îmbrățișăm și să vă compătimim, pentru că există și aspecte negative ale fiecăruia și eu le am, da? Sunt conștientă. Așa, și probabil că unii au luat acele critici care au fost pentru un anumit grup, le-au luat personal. Că s-au potrivit, că nu s-au potrivit acele critici, iar nu intru în discuție. Ideea este să încercați să nu le luați personal, vedeți un pic deasupra lucrurilor. Acum, haideți să vorbim. Ce îmi place la fiecare zodie? Din perspectiva mea. Nu vorbesc acum despre fiecare zodie în parte. Dar cu ajutorul vostru, cu încurajările voastre, sper să ajungem și acolo. Deci, pentru că am foarte multe din fiecare zodie, am zis eu, mai puțin din fecioară, mai puțin din fecioară, dar și din taur. Dar le am în ultima vreme, în ultimii ani, le manifest din perspectiva progresivă, a soarelui progresiv și a ascendentului progresiv. Poate. Haideți să vorbim. Ce îmi place la fiecare zodie? Ce îmi place? Și o să fac o altă prezentare dacă vă place, dacă vă distrează și dacă vreți să spuneți și voi ce vă place ca și răspuns, să fie totuși o chestie interactivă, da? Că poate mie îmi place ceva, vouă vă place altceva la fiecare zodie. O să fac și varianta negativă, ce nu-mi place. Acum, haideți să începem cu partea bună. Ce îmi place la fiecare zodie? La berbec. Berbecul care, pentru mine, în general, reprezintă mijlocul cerului, casa carierei. Un pic din casa 9, mai mult casa 10 și mijlocul cerului. Acolo e berbecul pentru mine. Și cam acolo se pune soarele berbecilor pe carieră. Și recunosc că experiențele mele cu berbecii, vorbesc în general, nu neapărat bărbați, dar evident, majoritatea au fost bărbați, m-au ajutat în carieră. Asta e. Soare, Venus, Marte, chiar și cu... Aș vrea să aduc, dar trebuie să aduc în discuție o tauroaică grozavă, dar care are planete în Marte, Maia Morgenstern, cu care am avut o colaborare nemaipomenită cândva și planetele acelea în berbec m-au susținut. M-au susținut în public și în acea colaborare. Deci, repet, ce îmi place la berbeci? În primul și în primul rând, pasiunea lor. Evident că sunt și eu o persoană pasională și rezonez cu oamenii, nu-mi plac oamenii apatici. Rezonez cu pasiunea lor. Uneori sunt cam agresiv, dar trecem că și eu le am pe ale mele, am și eu planetele mele explozive. Dar, e de înțeles, îl înțeleg pe acel berbec sau acea berbecuță care îi mai explodează din când în când, poate uneori cam des, în fine. Dar e de înțeles, îmi place pasiunea lor, îmi place felul în care ard în anumite situații, inclusiv profesional. Am spus că majoritatea experiențelor mele cu berbeci au fost, n-am cum să evit și latura aceasta publică și a carierei. Și, într-un fel, pentru cei care știți astrologia, ne susținem și eu și persoana care vine cu planete în mijlocul celui, cu berbecii. Adică e o susținere reciprocă. N-aș putea să vă dau acum exemple cu nume, pentru că nu vreau să amintesc de anumite persoane, dar, pe de o parte, și eu am fost susținută, am avut proiecte nemaipomenite, am scos cărți,
foarte frumoase, expoziții, vernisaje, mi s-au prezentat expozițiile într-un mod foarte frumos, dar și eu am venit cu aportul meu în imaginea lor publică. Și asta îmi place, pentru că sunt un om care vreau rezultate și vreau ca ceea ce fac să fie apreciat și cel puțin până acum, majoritatea, bine, să fie și aspecte negative la nivel personal, de hartă personală, dar în principiu, berbecii m-au susținut și evident că apreciez. Evident că au o sexualitate peste care nu poți să treci, nici ei nu pot să treacă. Uneori sunt absolut delicioși și distractivi. Cum? Nu se pot abține până nu fac ei o replică, un ceva cu tentă sexuală. Da, repet, la un moment dat devin distractiv. Dacă întind un pic cam un col, intră în zona aceea nesuferită și deranjantă, dar, repet, e de înțeles. În fine, ce mai place la berbeci? Îmi place că, în principiu, dacă îi ai alături ca și prieten, măi, se luptă. Se luptă pentru tine. Te susțin și îți creează o stare de confort, de siguranță. Și e bine. Și e bine. Ce-ar mai fi la berbeci? Ce-ar mai fi la berbeci? Da, pasiunea asta care durează mult, adică toată viața. Eu am cunoscut berbeci de 80 ceva de ani care au un foc pe care nu-l au oameni de adolescenți sau oameni de 20 de ani. Este ceva fantastic. Este ceva fantastic și asta îmi place. Bine, nu știu ascendentul persoanei, că la vârsta asta nici persoana nu știe la ce oră s-a născut ca să pot să calculez niște aspecte personale. Dar, măi, au o vitalitate, majoritatea, am zis, sunt excepții, dar pentru că toți trecem prin situații neplăcute, intrăm în depresii, dar ne ridicăm, și mai ales dacă au ascendent în berbec, au această forță scorpionească, nu doar sexuală, ci puterea de a renaște din situații critice și e fain, e fain. Ce mă place la Tauri? Ce îmi place la Tauri? La Tauri îmi place, evident, faptul că sunt foarte senzuali. Mai, deci, nu știu voi ce fel de Tauri ați întâlnit, dar Taurii pe care i-am cunoscut, femei și bărbați, au o senzualitate aparte. Le place să deguste, să pipăie lucrurile, să se încânte, să-și încânte simțurile. Și o lecție pentru cei care n-au această atracție, să zicem, sau abilitate de a se încânta de simțuri. Uite, chiar mi-am luat o vestă de nutrie. Păi, e o atingere spectaculoasă, foarte, foarte catifelată. Își aleg, în general, haine de calitate. Ar trebui să aibă un aspect, eu știu, discordant în harta natală, dar își aleg haine de calitate, mâncărică de calitate. Primul meu prieten a fost Taur și a fost o experiență minunată. Mă bucur că a fost primul prieten Taur și în altă zodie. În general, sunt precauți, sunt delicați, își dau timp în legăturile de prietenie pe care le creează și își dau timp în multe. Ce mai îmi place la Tauri? Evident că Venus, chiar dacă nu sunt ei frumoși de la natură, radiază ceva. În primul rând, o stare de echilibru, de stabilitate. Repet, spun din perspectiva mea, persoanele pe care le-am cunoscut eu. Dacă au fost situații discordante, că am întâlnit și taurițe destul de agresive, dar probabil că a avut planete în cine știe ce poziții. Însă, în principiu, sunt încrezători în ceea ce pot sau ceea ce vor să facă, chiar dacă nu sunt pregătiți, au încredere că vor reuși și asta e fain, îmi place, că și eu sunt o persoană ambițioasă, admir la asta, la toate persoanele. Am zis, se îmbracă frumos, emană un aer venusian, cu care rezonez pentru că am nevenuse în casa a șaptea a relațiilor. Și unii știu să gătească foarte bine. Am putea vorbi despre gătit la zodia racului, să zicem, dar am întâlnit raci care nu știu să gătească. Așa că
Depinde de planete. Eu ce am întâlnit, taurii pe care am întâlnit, au un fel de a găti. Măi, foarte gustos. Mâncărică bună. Și cine nu se simte într-un ambient plăcut? Nu? Știu să creeze această atmosferă de confort în jurul său, în jurul lor. Și asta apreciez. Pentru că uneori suntem stresați și dacă nu ne raportăm într-o atmosferă plăcută, nu reușim să obținem ceea ce vrem dintr-o relație profesională, sentimentală, familială. Da. Și nu e vorba doar de haine, ci și de ambient, fiind venusieni, știu să-și creeze confort în spațiul în care trăiesc, că e cu chirie, că e casa familiei și asta e camera copilului. Băiat, fată, își creează un ambient plăcut. Evident. Eu, dacă lucrez în domeniul frumosului, apreciez lucrurile astea. Și eu încerc să fac același lucru. Cam asta ar fi. Sunt încăpățânat. Astea, uneori încăpățânarea prinde bine. În principiu, ce am întâlnit eu, sunt persoane fidele și iar apreciez acest lucru. Dar uneori încăpățânarea lor este poate prea deranjantă, dar asta rămâne la capitolul ce nu-mi place. Hai să rămânem în zona pozitivă. Ce îmi place la gemeni? Mai, eu am aici Marte, n-am cum să nu rezonez cu latura asta vorbăreață a gemenilor. Îmi place că sunt vorbăreți, îmi place că știu din multe domenii. Această capacitate de capacitatea de a absorbi informații. Și fecioara altfel, dar similar, dar un pic diferit, da? Această capacitate de a reține informații și de a le transmite. Aici e partea frumoasă, diferența între ei și fecioară. Că fecioara nu vorbește atât de mult, dar studiază. Gemenii sunt vorbăreți, îmi place. Nu te plictisești cu ei. Majoritatea pe care am întâlnit eu se pricep și la aparatură tehnică. Au această îndemânare cu telefoanele, cu eu știu ce alte, mașini de spălat, whatever, ceea ce mie nu-mi place și apreciez la cei cu aspecte în gemeni și în mod special la gemeni. Asta am observat eu la gemeni. Sunt vorbăreți și am spus și în ultimile etalări, pentru mine gemenii nu reprezintă doar gura, da, Mercur, cel care se exprimă prin comunicare, ci și mâinile, că de fapt zodia gemenilor este guvernată de mâini. Au multe capacități, au multe talente. Dacă vor să și le dezvolte, e alegerea lor. Chiar se pricep să facă multe. Ar putea să facă și artă și poezie. Bine, când vorbesc de artă, nu știu de ce mă rămân la vizual, dar evident că include și poezie. Ar putea să facă chestii tehnice. Sunt tehnici, totuși este semn de aer. Au o rațiune care este foarte interesant de urmărit. O logică interesantă. Și da, vor să afle multe. Asta pentru că în opoziție e Jupiter care trebuie să se extindă, dar ei își extind informațiile. Iar ar trebui să vorbim despre, dacă nu mai vorbim despre zodia lor, intrăm în detalii. Dar asta îmi place, că sunt vorbăriți. Oh, sunt glumeți! Cum era să fie cel mai important? Măi, știu glume, știu bancuri. Sau măcar cei care au acolo planete. Nu știu de ce mie îmi scapă chestia asta cu glumele, deși am Marte în gemeni. Dar am observat că majoritatea celor care au planete în gemeni, planete faine, sunt glumeți și asta e fain, te scot din stări. Există și o latură negativă pe care o să o vorbesc cândva, o să o descriu cândva sau o să o prezint din perspectiva mea, dar deocamdată mă opresc aici. Da, pentru că sunt vorbăreți, în principiu sunt simpatici, glumeți. Și gluma face bine, e o terapie prin glumă, știți? Ne ridică vibrația. Iar faptul că știu din multe domenii e bine că dacă tu nu știi, vine cineva cu o informație. Nu, asta îmi place. Asta îmi place la gemeni. Hai să vedem la rac. La rac. Ce îmi place mie la zodia racului? N-am cunoscut prea multe persoane a zodia racului și în harta mea natală îmi pică o poziție cam...
Dar, în principiu, pentru că nu vreau să izoleze experiențele și ceea ce simt ține și de harta mea natală, sinastria între harta mea și harta personajelor respective. Iar variază de la femeie la bărbat. Sunt sensibil, sunt și raci vorbăreți, sunt și raci vorbăreți, mai ales dacă au planete prin gemeni. Le place o casă confortabilă și asta admir. Ca să intri în casa lor, unii spun că este ușor. Nu cred că este ușor din ceea ce am experimentat eu. Nu cred că un rac, la cât este de precaut, invită pe oricine în spațiul său sacru, în spațiul său intim și asta apreciez. Și îmi place că selectează totuși, cel puțin oamenii pe care i-am întâlnit eu, selectează oamenii pe care îi țin aproape și e bine. Iar sunt mămoși în principiu racii, bărbați femei, bine, au fost și excepții, sunt și variante negative, am întâlnit și variante negative, mai ales la femei, bine, și la bărbați, de-aia zic, aș vrea să vorbesc despre partea frumoasă a racilor și experiențele frumoase cu racii. Iar asemănător cu taurii, vor mâncărică de calitate și mâncărică bună și de apreciat, e de apreciat. Unii, nu toată lumea, dar unii pot să fie extrem, probabil depinde și dacă au planete în taur sau în alte zodii, dar unii pot să fie foarte senzuali, foarte senzuali, dar iar e o chestie personală și experiențe personale. Între mine, fiind semn de apă, chiar dacă am planete multe în semne de aer și am niște aspecte în semne de foc, faptul că sunt semn de apă, se creează niște aspecte plăcute, să zicem, aspecte trigoane cu soarele celor din rac și apare această telepatie. Parcă uneori intuiește persoana anumite lucruri pe care le trăim, ori eu, ori persoana respectivă. Există această telepatie puternică, uneori se manifestă chiar și la nivel de vis, da, vise. Mm-hmm. Se întâmplă să visez persoane cu aspecte în această zodie, în mod special soarele, dar evident că poate să fie și altă zodie cu lună sau cu Venus acolo. Da, sunt protectori. Au o latură protectoare și asta îmi place. Ca să continui lucrurile care îmi plac. Au o latură protectoare și te simți bine pentru că racii pot să, ca și berbecii, pot să apere cu multă pasiune ceea ce iubesc. Chiar dacă ești amic, amică, da? Chiar dacă ești amic, amică, cât ești amica lor sau prietenul ce ești sau prietena, te apără și te simți în siguranță. Nu te simți vulnerabil, nu te simți expus și e fain. E fain. Ok, hai să vorbim despre lei. Știți bine că îmi plac lei. La mine lei se pun pe casa. N-am cum să... Aspectele, cei care au planete în zodia leului, mai ales soare, îmi pun acolo energie pe prima casă, mă special, uneori și pe a doua, dar pentru că nu vorbesc de hartă natală cu case fixe, ci variabile, dar când se pune pe prima casă un soare, un Venus, o lună, este minunat! Este minunat! Ce-mi place la lei? Măi, sunt cuceritori. Nu știu dacă ați întâlnit voi. Ce lei ați întâlnit? Măi, dar sunt cuceritori. Cred că sunt puține zodii care știu să cucerească așa cum fac ei. Ce să mai... Trebuie să recunosc că până acum una din marile mele iubiri a fost zodia leului. Și așa ca o mărturisire. Și într-adevăr, perioada de cucerire a fost specială. Te simți special, te simți o regină.
Bine, sunt și momente în care sunt supărat și fac ca lei în junglă, dar vorbim asta la capitolul sau la cealaltă registrare. Măi, lei sunt fain, au și sunt foarte sensibili. Sunt foarte sensibili, puțin simt, asta probabil pentru că eu sunt în semn de apă și simt. Sunt empatică, le simt îndoierile, le simt sensibilitatea, dar îmi place cum reușesc să lupte cu aceste stări și să arate partea lor pozitivă. Sunt luptători în principiu, sunt loiali, în general sunt loial. Dacă nu sunt, au niște probleme, niște aspecte negative, eu ce am întâlnit în principiu sunt loial, se luptă pentru tine, măcar ca și prieten. Chiar dacă poate în dragoste apar situații, dar ca și prieteni sau membri de familie, cu toate că uneori te mai cerți, na, ca orice om, na? În principiu te apără. În principiu te apără. Da, sori mele, maică, nu zic că n-am avut conflicte, dar m-a și susținut în multe situații. M-a și susținut. Bine, aici e o chestie de sinastrie, de hartă personală, dar iar ce îmi place? Îmi place că și ei caută lucruri de calitate, evident, fiind lei, vor să strălucească, nu se mulțumesc cu jumătăți de măsură, vor aur, haine de calitate, nu? Dacă se întâmplă să accepte situații mai neplăcute, o fac dintr-o... Unii chiar au această capacitate de sacrificiu. Dar, repet, e o chestiune și de hartă natală. O să ziceți că nu unii, dar eu acum nu fac o predicție, nu vorbesc despre zodii, vorbesc de experiențele mele. Unile au o capacitate de a se sacrifica pe care nu o întâlnești la multe zodii. Și apreciez lucrul ăsta. Sunt responsabil. În familie își asumă acest rol de a conduce sau de a se implica, de a proteja. Da, într-adevăr, uneori sunt geloși, într-adevăr, și când e gelos un leu, până să ajungi la faza în care să râzi de aceste acțiuni ale sale, te enervezi și tu că n-ai cum. Dar, slavă Domnului că am aceste planete învărsători și m-a ajutat de-a lungul timpului să mă detașez de exploziile leilor. În fine. Însă, lei sunt... sunt fine. Sunt fine. Și repet, cine nu știe cum cucerește un leu sau cineva cu planete în zodia leului, lună, Venus, iar... ar trebui să știe. Ar trebui să afle. Ar trebui să afle. Face cadouri. Și e plăcut când primești cadouri, nu? E plăcut. Adevărul cu cele mai frumoase cadouri tot de la cei din zodia leului sau cu planete, repet, lună sau Venus în zodia leului. Da. Da. Sunt creativ, mă, și sunt jucăuși ca niște pisicuțe. Eu am experimentat chestia asta. Dom'le, dacă te duci la un leu când e supărat, și faci masaj pe gât, îl mângâi prin păr, gata, se face pisicuță. Efectiv, începe să toarcă. Îi trece și supărarea. Chiar dacă o să vă mai certați a doua zi, peste o săptămână, nu contează, peste două ore, dar dacă ai această putere să treci peste momentul respectiv și să te duci să faci un masaj și să-l mângâi prin păr sau să o mângâi prin păr, chiar dacă e membru de familie, nu vorbesc doar de iubit, iubită, da? Sau un masaj pe spate. Da. A, chestia asta cu scărpinatul prin păr și la berbeci, cred că se manifestă, în fine, sau cine are aspecte în zodia berbecului. Dar vorbesc totuși de zodii în principiu și sunt experiențele mele personale. Da. Sunt strălucitoare. În principiu, da. Nu ți-e rușine să ieși cu un leu în societate și dacă ajunge în faza în care se renunță la el, pentru că sunt lei care renunță la ei, din păcate, apreciez latura aceasta, puterea de sacrificiu, prietenia. Asta pentru cei care ați reușit să stați în preajma unui leu mai mult de câteva clipe, de câteva luni sau câțiva anișori. Ați putea vedea această latură
nu doar regalitatea pe care o afișează în public, ci mai mult sensibilitate, stabilitate, dorința de a oferi, de a fi de ajutor. E frumos. Îmi plac la ei. Ok. Hai să vorbim, să vorbesc despre fecioare. Ce îmi place la fecioare? La fecioare. Să zicem că e un picuț mai dificil. Pentru că eu sunt în opoziție cu fecioarele și eu nu... Între mine ca femeie și un bărbat fecioară e mai dificilă treaba. Experimentat până acum și nu merge. Dar asta nu înseamnă că nu apreciez. Asta nu înseamnă că nu am prietene în zodia fecioare. Deci, ce apreciez la zodia fecioare și cei cu marcaj pozitiv, să zic. Marcaj pozitiv în fecioară. Îmi place foarte mult că se informează. Iar e o chestie mercuriană. Se informează, acumulează informații ca și gemenii. Însă nu sunt atât de vorbăreți unii, dar studiază, despică firul și e bine. E bine, este minunat. Fiind în preajmă lângă oameni care au planete în fecioară, nu dau exemple, de-a lungul timpului am învățat și eu să gândesc cu creierul meu, da, și să despic firul în patru. Uneori e bine, pentru că nu poți să înghiți tot ce zboară. Și asta e minunat. Asta este minunat. Ce mai îmi place la fecioară? Îmi place, evident, faptul că sunt curați. Am lucrat în domeniul sănătății 9 ani de zile și n-am cum să nu apreciez acest lucru. Încearcă să-și menține corpul sănătos. Majoritatea, dacă nu fac acest lucru, au niște probleme în harta natală, clar. Dar îmi place un exemplu de conștiință a corpului, a sănătății, pe care o apreciez. Bine, se poate... Poate fi vizibil și la alte zodii, dar repede, depinde de aspecte în casa șasea sau ce alte planete au. Asta îmi place la zodia fecioare, că sunt curați, că sunt ordonați, că își planifică lucrurile. Eu fiind o firmă artistică, na, semnul opus neptunian, să zicem, dar nu chiar neptuniană, însă mai mult uraniană. Uneori, mai intru și în zona asta de haos, creativ, de... dezordine ordonată, dar e bine, am și o momente când punem totul aliniat cu etichetă. E fain, măcar știi când cauți un lucru că e acolo. Îmi place că sunt ordonați, că sunt curați, că studiază. Dacă nu studiază, repet, au o problemă, dar majoritatea oamenilor și doctorul care l-a operat pe tata, profesioniști în ceea ce fac, în orice fac, se străduie să fie cât mai buni, să facă cât mai bine și de apreciare pe și eu sunt un om care mă strădui să dau cei mai buni din mine și să fac lucrurile bine și apreciez lucrurile astea. Au o latură empatică, unii, nu toți, dar unii sunt empatici. Ce ar mai fi să-mi placă la fecioară? Iar, faptul că ține oarecum de... Dar nu e doar de ordine și de curățenie. Eu ce am întâlnit... Vin cu sfaturi practice. Și mai ales cele care țin de îmbunătățirea sănătății tale, a stării tale de moment și a locului de muncă sau a felului în care muncești. Vin cu sfaturi practice și nu doar cu sfaturi, uneori chiar practic se implică în a te ajuta într-un mod practic. Asta îmi place. Pentru că uneori nu e suficient doar să simți și să-ți pară rău. Chiar ai nevoie de o mână de ajutor și de o mână de ajutor profesionistă sau implicată. Da, cam asta e. Dacă ceva îmi scapă, poate cu altă ocazie, când o să vorbesc despre zodia fecioare, să aduc aminte atunci de alte lucruri, dar cam asta e ce îmi place la zodia fecioare. Hai să vedem următoarea zodie.
Sofia Balanței, măi, măi, că tot am fost acum în ultima vreme acuzată că am eu ceva cu balanțele. Cum să am, domnule, ceva cu balanțele? N-am nimic, măi. Măi, sunteți drăguți așa cum sunteți. Acum că uneori toți greșim. E de înțeles, și eu greșesc. Mi-asum greșelile. Mă strădui cum pot să mă corectez. Unii se străduie mai mult, alții mai puțin, dar nu includem asta în discuție. Ce îmi place la Zodia Balanței? Oarecum asemănător cu Zodia Taurului, pentru că sunt guvernați de Venus. Măi, sunt eleganți. Și îmi plac oamenii eleganți. Chiar dacă eu am acel aspect din vărsător, îmi plac și oamenii ușchiți care ies în evidență prin chestii trăznite. Dar eleganța e de apreciat. În principiu se îmbracă bine. Dacă e o balanță care nu se îmbracă bine, săraca are un aspect. Dar în principiu se îmbracă bine și îmi place. Sunt și ei vorbăreți, ce am întâlnit. Bine, că sunt și câțiva mai taciturni. Nu știu de ce am... Balanțele fetele, femeile, sunt vorbărețe. Am întâlnit și bărbați balanță, mai puțin vorbăreți, dar probabil că depinde de subiect. Probabil că depinde de subiect. Dacă este un subiect în care ei nu cunosc anumite informații sau nu este un domeniu care să le placă sau să-l știe, poate că sunt mai taciturni, poate sunt mai... Dar, în fine, balanțele. Iar sunt rațional, apreciez. Bine, mi-aș dori să fie oamenii cu care interacționez și rațional și emoțional, așa cum încerc și eu să fiu în echilibru. Din păcate, săracii caută echilibru, dar nu sunt. Foarte puțin am întâlnit în echilibru. Însă, sunt drăgălași când le ești prietenă. Sunt drăgălași. Chiar sunt simpatici, dar din păcate fug uneori de niște emoții profunde. Eu ce am trăit și ce am experimentat, repet, este experiența mea personală. Fug de niște trăiri profunde și e păcat că dacă tot vor să intre în echilibru, ar trebui să ajungă acolo. Și de ce amintesc acest lucru? Pentru că știți că balanța e reprezentată uneori, nu tot timpul, uneori de justiție, nu, dar nu tot timpul. Poate să fie și rege și regină de spade și cavaler de spade, da? Și ca să ajungi acolo, îți trebuie ceva ani și experiență și strădanii. Și ca să completez un pic imaginea balanțelor care îmi plac. Și să nu credeți că am eu ceva cu balanțele. Măi, eu sunt un personaj care... Un personaj? Nu, nu. Un om care nu urmăresc mulți oameni, nu sunt un follower. Nu. Admir oamenii care vor să creeze ceva, să se implice, dar nu sunt un follower. Și totuși, există două personaje în Zodia Balanței, două personalități care îmi plac. Dar evident, iar depinde de harta natală și specific acest lucru, când vorbesc despre Zodia Balanței, nu de alta, dar poate vă inspiră pe unii dintre voi. Am spus că sunt creștină și eu îl urmez pe Hristos și sfaturile sale. Și în continuare nu am prea mulți oameni care mă inspiră, dar după Hristos este Rumi, Rumi care se pare că era în Zodia Balanței, nu că se pare, chiar este, a fost născut de fapt în Zodia Balanței. Rumi, care este maestrul meu spiritual, ghidul meu spiritual și o altă balanță evoluată. Nu toate sunt evoluate. De-aia vorbesc un pic de potențialul balanțelor la care foarte puțin ajung, dar dacă se străduie, le doresc succes. Pentru că pot să fie minunați. Și o altă balanță pe care o admir din tot sufletul este Deepak Chopra. Nu de alta, dar și el se inspiră din Rumi și până să se inspire din Rumi, a căpătat acea înțelepciune și
Echilibru pe care ar trebui să-l găsească balanțele, poate că ar trebui să-l găsim toți, echilibru acesta. Însă, da, îmi place Rumi, îmi place Deepak Chopra, apropo de balanțe, și din ceea ce am experimentat eu zilnic cu balanțele, dacă a reușit să se calmeze și să-și echilibreze mintea și sufletul, v-am dat aceste exemple, ar ajunge pe niște culmi speciale. Speciale. Ah, ce mai place la balanță? Sunt și ei jucăuși, uneori, sunt jucăuși, vorbăreți, sociabili, dar din păcate, a trebuit să spun asta la latura negativă. Uneori au o latură răzbunătoare, dar, în fine, e de înțeles. E de înțeles pentru că, în general, dacă ai planete în balanță, ai și în scorpion, și în fecioară, și combinațiile astea creează așa un potențial răzbunător. Dar asta vorbim la prezentarea negativă. A, ce mai place mie la balanță? Da! Asta dacă știi un pic de astrologie, știi că la un moment dat, balanțele se comportă ca scorpionii, pentru că e soarele progresiv, sunt planetele progresive și n-am cum să nu rezonez cu scorpionii, n-am cum. Dacă se întâmplă ca o balanță să fie în perioada progresivă, în această vibrație scorpionească, da. Îmi plac și îi înțeleg, îi înțeleg. Au unii în toată lumea, o sexualitate destul de evidentă. Și e de apreciat că până la urmă face parte din natura noastră umană, da? Și sexualitatea, whatever. Ce-ar mai fi despre balanțe? Doar să nu înțeleagă această sexualitate ca obsesie pentru sex. Iar e o chestie de lucrare personală. Și apropo de chestia asta, dacă intră în zona asta, în perioada progresivă în care se manifestă ca un scorpion, balanțele au șansa să renască într-un fel în care puțin au șansa. Dar dacă și-ar cunoaște harta, dacă și-ar cunoaște potențialul, dacă și-ar asculta și inima, nu doar rațiunea, ar fi minunat, minunat. Da, cam atât pentru balanță. Dacă mai am ceva de adăugat, o să o fac când o să vorbesc despre zodia balanței. Cum scorpioni! Oh, yes! Scorpioni! Îmi plac scorpionii. N-am cum. Am zis că se creează tricon între mine și între soarele meu și soarele lor, dar se creează și quadratură între mine și planetele mele în vărsător și scorpion. Dar e interesantă totuși quadratura asta. Nu, e provocatoare, dar nu e chiar atât de discordantă. Depinde de harta natală și de alte lucruri. Ce îmi place la scorpion? Măi, evident, apreciem și persoanele sexy. De ce să nu le apreciem? Dar îmi place că nu sunt atât de evidente ca alte zodii. Sexualitatea lor este foarte subtilă, inductivă. O fi existând cuvântul ăsta, nu-mi dau seama că unor vorbesc așa fără să îmi controlez discursul. Sunt mai spontană. Nu, sexualitate. Deci, că e persoana frumoasă, că se îmbracă frumos, că nu se îmbracă frumos, există un vibe foarte intens cu care rezonez, pentru că am și o lună în Scorpion și n-am cum să nu rezonez. Deci, pentru că mulți Scorpioni, mulți, au planete în balanță, iar caută armonia. Știu că poate unii să o comentați, dar eu ce am experimentat, maica mea, mama, este zodia scorpionului și știu că, da, are momentele sale foarte intense, a avut momentele intense, însă a căutat să împace oamenii din jur, a căutat, s-a implicat, băi, deci nu știu câți oameni ați întâlnit în zodia asta și ce relații ați avut, dar felul în care se implică un scorpion este cutremurător. Felul în care se sacrifică, iar, este înălțător și inspirant.
Dar și derutant, pentru că uneori nu-i bine să te implici atât. Asta e clar, nu-i bine să te implici atât. Unii au această putere de a renaște. Bine, toți au putere. Păi, dacă v-aș povesti prin ce a trecut mama, m-ați înțelege. Dar nu vorbesc de a renaș de renașterea fizică, din boli, din traume. Vorbesc de cei care au această putere de a se transforma și de a crește spiritual. Nu toți reușesc să facă, dar asta nu înseamnă că nu se transformă de multe ori și nu renasc. Când zici că, băi, mai trăiește sau nu mai trăiește? Băi, deci nu se poate. Nu se poate. Cum? Parcă au o protecție specială. De unde adună ei o energie atât de subtilă și de revitalizantă, să zic? Și spun din perspectivă personală, de câte ori am crezut că o pierd pe mama și a revenit la viață și. Iar au aceste experiențe foarte intense între viață și moarte. Și n-ai cum să nu admiri aceste lucruri. Îmi place că. Dar e un secret, e un mister, adică îți place, dar până nu treci prin lucrurile astea, greu le înțelegi. Ce îmi place la Scorpion, că și ei sunt foarte fideli, foarte fideli. Dacă reușești să ai un Scorpion alături, ești într-adevăr o persoană specială, pentru că nu lasă pe oricine în preajma lor. Sunt selectivi, în general, și e bine și apreciez, pentru că și eu am zis lună, au iar, își protejează intimitatea, cea iar este minunat, cine știe ce planete să aibă să nu-și protejeze, dar nu cred că există scorpion care nu-și protejează viața intimă. Apreciez. Apreciez lucrul ăsta. Și protejează intimitatea, pentru că iar îmi place foarte mult la scorpion. Și asta e o vorbă pe care am ascultat, mi-a zis-o tot un scorpion. Aștept ce este mai bun, dar sunt pregătit pentru ce este mai rău. Și o lecție. Da, te strădui să fii bun, aștepți evenimente pozitive și totuși, dacă se întâmplă ceva negativ, ești pregătit. Ești pregătit, sufletește, pentru multe. Pentru multe. Am zis, cine nu are un prieten, o prietenă de suflet, scorpion, ar trebui să aibă. Ar trebui să aibă, pentru că luptă pentru această prietenie și te protejează. Ca și lei, te protejează. Bine, altfel de metode, alt stil de lucru, dar te protejează. Ce mai place la. Au un mister, misterul scorpionilor îmi place iar foarte mult, pentru că nu plac totuși lucrurile foarte evidente. Place misterul scorpionilor. Rezonez cu această vibrație. Ce mai îmi place la scorpion? Poate apetitul lor pentru lucrurile mai ciudate, mă. Asemănător cu vărsătorii, dar un pic diferit. Apetitul pentru lucrurile întunecoase, pentru ocultism, simbolism, chestiile ascunse. Da, și se pregătesc pentru lucrurile astea, afară de faptul că se informează. Iar depinde și de harta lor natală. Afară de faptul că se informează, sunt pregătiți și fizic și psihic să facă față la multe lucruri. Da. Și apreciez. Apreciez. Ok. Să vorbim despre săgetători? Ce îmi place la săgetători? N-am întâlnit foarte mulți săgetători. Nu pot să zic că am întâlnit mulți săgetători în viața personală. Dar ce am întâlnit? Oameni optimiști, jucăuși, doritori să. A, ia, călătorie, că și mie, vorba aia în nodul nord în săgetător. Și asta probabil că mă atrage la săgetători și cei care au marcaj, dar în mod special la săgetător. Dorința de a călători, dorința de libertate. Chiar dacă o perioadă sunt închiși în niște
karme, traume, situații, dorința lor de a ieși din lucrurile astea și de a-și găsi libertatea, libertatea asta de care au nevoie toți, majoritatea cei care au un marcaj săgetător. Dar îmi place că sunt optimiști și unii scorpioni mai maturi reușesc să ajungă și la un grad de spiritualitate și să promoveze lucrurile acestea care țin de spiritualitate. Asta apreciez la săgetători. Ce-ar mai fi să-mi placă la săgetători? Că și sunt glumeți, ca în opoziție gemenii, sunt glumeți, sunt optimiști. Asta e trebălaș. Sunt plini de pasiune și ei, dar felul în care se manifestă iar variază de la hartă natală la hartă natală. Ce mai place la săgetători? Am zis, n-am cunoscut foarte mulți săgetători, dar din ce am cunoscut, asta m-a atras. Nevoia de călătorii, de a descoperi lucruri noi. Și, da, încerc acum să-mi aduc aminte cam cine era un săgetător. Cu cât înaintează în vârstă, bine, unii mai tineri reușesc și ei, dar majoritatea cei cu care m-am simțit eu bine, s-au apropiat de Dumnezeu și asta apreciez foarte mult, pentru că Jupiter, de fapt, asta reprezintă printre multe altele și spiritualitate. S-au apropiat de Dumnezeu și apreciez lucrurile astea. Uneori sunt prea extremiști, uneori sunt prea fanatici, dar trecem peste variantele acestea, poate la prezentarea ce nu-mi place. Da, să citim. Acesta aer așa mai probabil că mai mult în tinerețe, mai sălbatic, mai nonșalant. Dar, repet, depinde de harta natală și de personaj. Dar, sincer, n-am întâlnit foarte mulți săgetători în viața personală, suficient ca să pot să vorbesc mai mult despre zodia asta. Sau nu știu. Sau poate au fost întâlniri în timpul călătorilor, pentru că și mie îmi place să călătoresc și doar așa, o atmosferă plăcută s-a creat, am vorbit, cine știe. Poate că am întâlnit și nu știu. Nu le știu zodia. Dar din cei pe care știu, nu sunt foarte mulți. Nu sunt foarte mulți. Au o doză de... Sunt un pic aventuroși și iar îmi place. Că și mie îmi place aventura. Și cam atât. Cam atât deocamdată. Deocamdată. Dacă mi-aduc aminte de alți săgetători și alte lucruri care mi-au plăcut la ei, vi le spun că o să vorbim despre zodia voastră. Ok. Ce îmi place la Capricorni? Am mai zis eu, cel mai bun prieten de suflet este zodia Capricornului, doar interesant că are planete în săgetător și alte și fecioară. Dar profesionalismul îl admir la maxim, faptul că vor să construiască, pentru că și eu îmi doresc să fiu productivă. Să nu treacă sau să am relații productive. Din fiecare relație să învăț ceva, să construiesc ceva, să mă aleg cu ceva. Și asta, în general, am întâlnit un mod special la Capricorn și admir din tot sufletul. Iar cel mai tare șef pe care l-am avut, eu nu pot să-i zic numele, zodia Capricornului, la început așa ne-am contrat și pe urmă am descoperit că amândoi ne admirăm unul pe celălalt. Iar pe mine, pe felul în care m-am manifestat în jobul pe care l-am avut, cât am dăruit în jobul respectiv, deși era temporar, și eu pentru ceea ce făcea în acel loc. Da, cel mai fain șef. Ce-mi plăcea foarte mult, probabil că avea acea latură a săgetătorului despre care am vorbit. Avea momente în care era tare drăgălaș, tare glumeț, jucăuș, încerca să ne unească ca și colectiv.
Lucrul ăsta l-am mai întâlnit și la Azi Capricorni, o latură jucăușă, depinde și de planetele personale. Și în principiu, dacă reușești să ai un Capricorn, dar este experiența mea personală asta pentru că am soare în sextil și Capricornii mi se pun într-o anumită casă. Dacă reușești să-i ai alături, sunt niște prieteni de bază. Poți să construiești. Și eu asta îmi doresc, să construiesc o relație. Dar iar depinde de experiența voastră personală, de sinastrie, de planetele pe care le are Capricornul, Capricoanca, pe care ați întâlnit-o. Femeie, bărbat, oameni care trag din greu. Și ce mi-a plăcut la tipe, da, la Capricornice, și nu doar la ele, bine, cred că asta și la scorpioni. Faptul că reușesc să se prezinte într-un mod plăcut, că de fapt ei, mijlocul cerului este balanța, da? Arată bine în public, chiar dacă ei trag din greu uneori ca, eu știu, taurul la jug. Deci oameni care muncesc atât de mult, poate, eu știu, scorpionii să mai fi întâlnit sau cine știe ce alte zodii sau personaje cu planete, cu Marte. Marte în Capricorn, dar iar depinde de planetele voastre, că puteți să fiți orice zodie, să aveți un Marte în Capricorn și să munciți din greu. Însă, ca și zodie în general, ce am întâlnit eu Capricorn, oameni minunați, care se dedică cu tot sufletul. În principiu, fidel familiei, că poate unii au mai scăpat pe lângă. Pe mine personal nu m-a afectat, că n-am avut relații amoroase, dar ce-am cunoscut eu, nu știu, am atras variante bune de Capricorne în jurul meu. Că unii și ei au această putere de a cocheta, de a atrage, am zis, e mijlocul celui în balanță, E bine, e fain, pentru că altfel poate că ne-am speriat de această încrâncenare, de a lupta și de a crea. Dar admir faptul că sunt tenaci. Admir. Și repet, cel mai bun prieten de suflet cu care am avut și colaborări, ne-am și inspirat, dar ca și la șeful despre care v-am zis, au fost planete însăgetători și poate asta ne-a inspirat colaborarea și alte lucruri. Însă, da, tot așa, ca și scorpioni, au o putere de a renaște. Și place, admir că nu se lasă doborâți, în principiu. Da. Nu pot asocia zodia Capricornului cu diavolul. Eu, cel puțin din perspectiva mea personală, nu pot. Și sunt conștientă că orice zodie, inclusiv zodia mea, are și variante negative și variante pozitive. Ok, gata deocamdată. Da, cam atât. Ce apreciez și ce îmi place la zodia vărsătorului, unde am multe planete și eu. Pocă, bai. Pot să folosesc așa o expresie mai lumească. Și pe picioare în societate, știți? Uneori, scuzați-mă expresia, dar am vrut să fiu un pic mai plastică, să, nu știu, să mai râdem, să ne deconectăm. Prea multe fițe are societatea asta. Și uneori rezonez cu acei vărsători, pentru că, repet, am și eu planete, care, băi, atâtea reguli. Cum să te comporți? Bine, asta nu înseamnă că promovezi nepolitețea sau bădărânia în niciun caz. Dar atâtea reguli. Cum să te porți elegant, politicos sau nu știu cum în societate? Nu, domnule, încearcă să fii autentic. Asta îmi place la vărsători. Unii au fost mai timizi, alții mai direcți. Am întâlnit și vărsători timizi, tăcuți. Foarte creativi, foarte talentați. Da, îmi place că sunt creativi. Da, au o creativitate
pe care puține zodii o au, poate și pentru că e în opoziție cu zodia leului, care și zodia leului e foarte creativă. Probabil că au și planete în pești, iar de o combinație și de ambiție, pentru că în general au și planete în Scorpion, în Capricorn, și dacă au planete în pești sau în leu, sau, eu știu, Venus e într-un aspect bun, reușesc să fie foarte creativi. Una dintre prietenele mele, care este poetă, v-am citit niște poezii de ale ei, domne, are niște comparații și niște expresii absolut uraniene, da, ieșite din comun. Ai fi zis, băi, dar de unde? Tastatură miocardică. Tastatură miocardică. Băi, mă lași. Bine, mie îmi place, eu nu sunt cu versul, eu sunt cu artele vizuale, cu scenografia, cu... Dar asta, despre asta o să vorbesc vreodată, cu pictura, sau mai bine zis, artele decorative, și folosesc materiale neconvenționale. Am folosit, poate cândva o să vă arăt pe canalul meu de artă, chestii neconvenționale. Și, repet, ce place la vărsători? Că își cam... le cam pasă mai puțin de regulile pe care societatea unor le impune. Da, nu toți se îmbracă fain, dar când găsești un vărsător care știe să-și asorteze hainele, poi le face într-un mod absolut unic, unic. Sau să aveți voi acolo planete în vărsător. Puteți să fiți, eu știu, balanță, taur, cu planete în vărsător, chiar combinați într-un mod foarte interesant materiale vechi cu nou. Da, în general sunt avangardiști. Sunt avangardiști. Cei care au planete și, în mod special, dar, bine, sunt și foarte mulți vărsători conservatori, dar probabil că depinde de harta lor natală. Eu ce am întâlnit vărsători, am apreciat creativitatea, unicitatea, autenticitatea, da, autenticitatea, și faptul că le vin idei, trăsnet. Da, și mi s-a zis să nu pocnesc din degete că nu-i politicos. Apropo, îmi pare rău. Ce e politicos și ce nu-i politicos? Niște texte. Sunt niște texte, niște pretenții. De ce să nu fie politicos? De ce? Da, ce îmi place la vărsători? Impredictibili. Da, și aici rezonez foarte mult, impredictibili. La varianta negativă, o să vorbesc și despre varianta asta negativă a lor, în altă prezentare, în alt video, dar impredictibili. Ce mai îmi place la vărsători? Da, că reușesc să se detașeze de lucrurile pe care alte zodii... sau la care alte zodii țin foarte mult, cum ar fi zodiile de pământ, în mod special taurul, dar n-am nimic cu taurii, repet, n-am nimic, dar sunt multe zodii, și taur, și scorpion, și lei, sunt foarte posesivi. Aici îmi place la vărsători. Se detașează. Poate că și ei la un moment dat sunt posesivi, depinde de, da, greu de crezut. Depinde și de planete personale. Eu le am și pe una și pe alta, dar îmi place și mă bucur că am aceste planete în vărsător, că la un moment dat mă ridic deasupra situației și nu mai mă consum atâta pentru un lucru pe care îl pierd. Dom'le, l-am pierdut. Ok, ducă-se. Sau nu vorbește. Am așteptat odată, de două ori, de trei ori, că atâta vă ascult pe voi. Vai, că nu mi-a vorbit, că nu-mi răspunde, că nu aia. Mai și eu am suferit. Cam, am marcaje care mă fac să sufăr pentru un anumit comportament. Dar, păi, nu știu, planetele astea în vărsător mă ajută foarte mult să zic, nu vrei să vorbești, ok, pa, bye, bye. A, nu-ți place cum arăt, bye, bye, whatever. Că m-am îmbrăcat, că am pocnit din degete, că m-am bălbuit, că am făcut și ce? Și ce? Ce părerea anumitor persoane mă... Nu mă afectează. Poate unor să mă deranjeze felul în care își prezint opinia, dar am dat să mai devreme sau mai târziu tot trec peste lucrurile astea și asta îmi place la vărsători, că se detașează. Și
Ce mai îmi place la vărsător? Că sunt și ei prieteni de nădejde. De fapt, cu Venus în vărsător, știți, Venus în vărsător se manifestă ca și prieten, prietenie. Dar nu poți să sari în pat cu cineva fără să creezi o legătură. Bine, despre vărsător se spune multe, sau se spun multe, o să vorbim, că nu o să vorbim despre vărsător, dar eu spun ce îmi place mie la această zodie, ce îmi place și experiențele mele personale cu ei. Faptul că sunt impredictibili iar este fain. Uneori, nu tot timpul. Ce ar mai fi să-mi placă la vărsători? Ok, acum aș vrea să vorbesc despre zodia peștilor. Ce îmi place mie la zodia peștilor? Bine, și despre pești se vorbește și una și alta, mai ales despre bărbați, că nu se implică, sau despre femei, că sunt la 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 la. Să știți că ceea ce se scrie în zodia acelea de duzină n-are legătură cu realitatea. În fine, ce îmi place la zodia peștilor este că sunt foarte creativi, foarte empatici, mulți caută spiritualitatea, mulți, majoritatea femeilor, cel pe care le-am cunoscut eu, iar o capacitate de sacrificiu pe care poate doar pe la scorpion, poate pe la lei, am mai văzut-o. Ce mai place la peștișori? Ce mai place? Dar sacrificiul ăsta iar este exagerat uneori, din păcate. Și ei trebuie să treacă prin multe ca să se ridice, să se descopere. Dar îmi place cel mai mult creativitatea. E o creativitate nu trăsnită ca la vărsători, nu flamboiantă ca la lei, ci delicată, astrală. Iar îmi place ca această capacitate de a simți oamenii, de a călători în astral. Îmi place credința. Sunt mulți pești care sunt călugări, sunt ghii spirituali, sunt foarte mulți, dar ca și la balanță trebuie să-și găsească ei acest echilibru și această cale. Și ce mai îmi place la pești? Că se roagă pentru oameni în principiu, că încearcă să ierte, că și exprimă emoțiile. Cine nu își exprimă, repet, că am văzut și pești reci și materialiști, din păcate, câțiva bărbați, doctori, eventual colegi. Iar depinde de harta natală. Dar ce îmi place mie la pești? Place această latură extrem de creativă. Faptul cred. Iar ca și săgetătorii, n-am spus asta la săgetători, cred în oameni. Cred. Și asta e minunat. Nu poți să iei pe cineva să-l acuzi din prima că îți dorește rău. Dar ar trebui să fii un pic mai rațional. O leacă. Un pic mai pământeni și o leacă mai rațional. Dar depinde, e ce am întâlnit eu ca și peștișori. Da, peștișori. Sunt visători, măi. Și visul ne salvează. Visurile ne salvează din multe situații. Pentru că dacă nu visăm, nu putem manifesta. Ei au o capacitate fantastică de a manifesta lucrurile, dar depinde foarte mult de ce visează. Dacă intră într-o zonă negativă, manifestă lucruri negative. Dacă intră în zona pozitivă, de azi, faptul că visează este minunat pentru ei, pentru că pot să-și creeze un univers pozitiv și să-l manifeste mai devreme sau mai târziu. Și asta îmi place. Ce mai fi să-mi placă? Peștișori. Iar și își doresc libertatea. Dacă ați înțelege zodia peștilor, ar fi minunat. Și peștișorii își doresc libertatea, ca și vărsătorii, ca și săgetătorii. Și dacă sunt ținuți în cușcă, dacă sunt ținuți într-un spațiu închis, în reguli absurde, mai devreme sau mai târziu pleacă și poate mulți nu înțelegeți lucrurile astea. Iar ce îmi place la peștișori, îmi place că sunt senzuali, sunt sensibili, sunt sentimentali, sunt romantici și apreciez lucrurile astea. Dar depinde de experiențele voastre personale. Eu asta am trăit și asta apreciez la zodiile pe care le-am prezentat acum. O să fac și o prezentare cu ce nu-mi place, dar
Repet, aceasta nu este o etalare, după cum vedeți, n-am scos nicio carte, nu este nici prezentare astrologică, pur și simplu este o mărturisire. Pentru că prea unii ați crezut că am ceva cu zodie, ceva cu altă zodie, nu, n-am nimic, îmi plac toate și în principiu am din toate. Cam atât. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup! Pa, pa!